al României. Cel Mare, Mihai Viteazul, Mihai Eminescu, Scara Prahova și revenim la punctul de unde am pornit. Mai apoi vom petrece meetingul consacrat Marii Uniri și programul artistic. Deci, într-un ceas bun și Doamne ajută! Între 1593 și 1601. În 1601, o perioadă, a fost conducător a celor trei mari țări feodale care constituie astăzi România. Țara Românească, Transilvania și România, și Moldova. Bustul este donat de Societatea Culturală Istorică din Ploiești, Mihai Viteazul, președinte Mircea Cosma, care împreună și cu profesorul Constantin Manolache au editat trei cărți, se numește Întregitorii, trei volume. Unul dintre ei este Mihai Viteazul, a doilea Alexandru Ioncuza, tot ne-au donat un
monument, un bust și este situat în satul Gura Galbene. A treilea, Ferdinand I-lea, probabil, e pe seama noastră. Noi trebuie să facem acest bust. Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! La luptă și cântăm voios. Ei, toba bate, toba bate, bate la români. Ura! Dumnezeu ne este frate și-l purtăm în sân. Ura! Hai, mergem cu toții, mergem la război. Să luăm pământul nostru înapoi. Hai, mergem cu toții, mergem la război. Să luăm pământul nostru, nostru înapoi. Toba bate, toba bate, drum bun, brav român. Ura! Cu sacii legați la spate, cu armele mâini. Ura! Hai, mergem cu toții, mergem peste prut. Să luăm pământul care l-am avut. Hai, mergem cu toții, mergem peste prut. Trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Șospătarul de la Prut! 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 România n-a avut granițe la Prut! România n-a avut granițe la Prut! România n-a avut granițe la Prut! Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească! Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească! Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască și înflorească! Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească! Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească! Moldova!
are doamna Anastasia Balmuș. Deci a venit la bustul lui Mihai Eminescu, cel mai mare român a românilor, fiindcă toamna aceasta i-am adus încoace și o generație care s-a născut când dumnealui murea sau a murit. Deci este o generație care au fost membri Sfatului Țării, acei care au votat unirea Basarabiei cu România. Și deci am completat acest scuar al lui Mihai Eminescu și am plantat o alee, tot am completat o alee a centenarului, am numit-o. Deci care e, cum să vă lămuresc, iată, fiecare copăcel are numele în memoria cui a fost sădit acest arbore. Mai sus avem trei arbori mesteceni sădite în memoria celor trei președinți a Sfatului Țării, Ion Inculeț, Pan Calipa și Constantin Stere, din 21 noiembrie 1917 până la 27 noiembrie 1918, timp de un an, iată, am avut trei președinți a Sfatului Țării. Mai departe urmează, iată, aici avem un tei în memoria Elenei Star, Alistar. Elena Alistar Romanescu, medic din Cetatea Albă, care este unica femeie în Sfatul Țării. Mai departe, pe aleea aceea, avem Ion Buzdugan, secretarul Sfatului Țării și arhimandritul Gurie Grosu. Mai departe, între unghiul cela, avem în memoria primilor miniștri și ministrul de externe și ministrul afacerilor interne. Dar și aleea este completată cu membrii Sfatului Țării. Desigur că n-am plantat 86 de arbori, mai puțin, dar pe unul am scris în memoria și celor următori. Vreau numai să vă atrag atenția, acolo în spate avem stejari, trei stejari, în memoria lui Cernov, Nicolae Cernov, care este unicul nostru membru a Sfatului Țării, din raionul Cimișlie, originar din Cicur-Minjil. Toți membrii Sfatului Țării care au rămas în Basarabia și naiv credeau că nu li se va întâmpla nimic, au fost condamnați și executați încă în perioada anchetării. Deci, în memoria lor, aici, în scoarul lui Mihai Eminescu, avem suflare românească adevărată. Da, mulțumim frumos! În continuare, cuvântul oferim oaspetelor noastre din România, Ion Dancă. Vă rugăm frumos! Da, mulțumesc! Bun găsit, frați moldoveni! Cimișlia, localitate frumoasă, amintește de Ciocârlia, pasăre măiastră. Noi astăzi suntem aici cu voi pentru că vrem și putem să facem împreună din nou România mare și unită. Partidul Național Liberal este partidul care a înfăptuit Marea Unire de la 1918, este și va fi Partidul Unirii. Trebuie să dispară granița de la Prut și să facem din nou o Românie mare, o Românie dodoloață. Văd copii și mă bucur că avem alături de noi generațiile care vor vedea probabil un viitor comun împreună într-o mare familie europeană. Igor Dodon trece, România mare rămâne! Ura! Ura! Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască! Trăiască! Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Alături de mine suntem mai mulți colegi din Partidul Național Liberal, este senatorul Viorel Badea, Partidul Național Diaspora, Liberal Diaspora, este Florin Roman, unul dintre cei care s-a bătut foarte mult președintele Comisiei de Administrație din Parlamentul României, Florin, vino încoace. Este unul dintre cei care s-a bătut cel mai mult pentru a înfăpti centenarul Marii Uniri, s-a luptat în Parlamentul României și este astăzi aici pentru a sărbători împreună cu voi acest mare moment al istoriei noastre, al istoriei românilor. Sunt de asemenea Ion Ștefan, deputat nostru din Parlamentul României,
Partidul Național Liberal, colegii din PNL Diaspora, din Italia, care au venit astăzi la această mare sărbătoare. La mulți ani, România Dodoloață! La mulți ani! Mulțumim! Da. Și în încheiere oferim cuvântul liceenilor de mâine care ne vor lua rândurile noastre, liceenilor Mihai Eminescu, care ne vor încânta cu o poezie din creația lui Mihai Eminescu. Poftim! Ce-ți doresc eu ție, dulce România? Țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe spumegând pocalul, dacă fiți mândri, asta le nutresc, că-și rămâne stânca, deși moare valul. Dulce Românie, asta ți-o doresc. Vis de răzbunare, negru ca mormântul, spada ta de sânge, dușman fumegând, și deasupra irdei fluture cuvântul, visul tău de glorie, falnic triumfând. Spună lumii large, steaguri tricolare, spună ce-i poporul mare românesc, ca să prindă sacru candelei vâlvoare. Dulce Românie, asta ți-o doresc. Îngerul iubirii, îngerul de pace, pe altarul vestei tainic surâzând, ce pe Marte în glorie să orbească-l face, când cu lampa-i zboară lumea luminând. El pe sânul-ți virgină încă să coboare, puste fericirea raiului ceresc. Tu-l strânge în brațe, tu-i fă altare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori, viață în vecie, glorii, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc. Doina de Mihai Eminescu. De la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul misa, că nu mai poate străbată de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare vin mușcarii de călare, de la mare la Hotin, mereu calea ne-o ating. Din Boian în Vatra Dornii au umplut omida cornii și străinul te tot paște de nu te mai poți cunoaște. Sus, la munte, jos la vale au umplut dușmanii calea, din sat mar până în Sacelea numai vaduri ca acelea. Vai, de biet român săracul, îndărât tot dă caracul, nici merge, nici îndeamnă, nici este toamna toamnă, nici e vara vara lui, și străin în țara lui. De secure se tot pleacă și izvoarele îi sacă sărac, în țară săracă. Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta, lasă arhimandridului toată grija schitului, lasă grija sfinților în seama părinților, clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă. De-i suna din corn odată, ai să aduni Moldova toată. De-i suna de două ori, îți vin codrii în ajutor. De-i suna a treia oară, toți dușmanii o să piară din hotară în hotară. Mânca iar ciorile și spânzurătorile. Bravo! Și sub aplauzele noastre acum să depunem un buchet de flori, să ne îl avem pe Mihai Eminescu în inimi atunci când ne trezim, atunci când muncim și atunci când tăcem. Trăiască! Trăiască și înflorească! Ardealul și țara românească! Trăiască! Trăiască! Trăiască și înflorească! Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască! Trăiască! Trăiască și înflorească! Moldova, Ardealul și țara românească! Bacarabie frumoasă,
limba noastră. Că ți-a dus vețitor, vețitor, Sfântul nostru tricolor. Că ți-a dus vețitor, vețitor, Sfântul nostru tricolor. Asta la vie mărească, chiar-i trezit cum o slavească.
culegerii în amintirea ostașilor căzuți de câmpul de lupte în anul 1992 pentru integritatea țării Moldova. Scara Prahova. Asociației istorice Ștefan cel Mare. Poftim, doamna Anastasia. Onorată asistență, astăzi este o zi de importanță istorică majoră. Se împlinesc 100 de ani când Basarabia, prin fiii săi din sfatul țării, a spus: vrem să ne unim cu țara. Și s-a înfăptuit. S-a înfăptuit cel mai important eveniment al secolului 20. A fost 27 martie 1918. A fost o zi cea mai senină, cea mai luminoasă după amiază în viața Basarabiei. Președintele sfatului țării, Ion Inculeț, emoționat, a declarat unirea Basarabiei cu România în urma votului liber exprimat. 86 de deputați ai sfatului țării au votat pentru unire. Printre ei era și Nicolae Cernov, originar din satul Cicur-Minjir, unicul membru a sfatului țării cu care ne mândrim. Fiind tânăr,
cu minte lucidă, la fel ca și mult tineret din ziua de astăzi, a vrut să trăiască într-o țară prosperă, într-un stat civilizat. Cel mai frumos acest eveniment l-a descris Pan Halipa. El scria că deasupra acestei săli emoționate zbura sufletul Basarabiei chinuite și se ruga la mama patrie, România. Spunea: strânge-mă cât mai tare la piept, să plâng cu lacrimi de bucurie, căci cu lacrimi de chin, jale și durere am plâns din 1812 până acum. Aceasta a fost o unire, a fost o reîntregire a neamului. Aceasta a fost o reparată o greșeală, o mare nedreptate care a fost adusă de imperiile criminale vecine crăpărețe, Imperiul Otoman, Imperiul Rus, Imperiul Austro-Ungar, care nu se mai săturau de teritoriile ocupate și s-au lățit și peste România. Iar acum venea unirea celor două părți într-o țară, căci aveau o limbă comună, o istorie comună, o cultură comună, tradiții comune, aceeași religie și același tricolor. Au urmat doar 22 de ani de dezvoltare și înflorire a României întregite, ca peste capul basarabenilor să vină iarăși o urgie. Doi călăi, doi criminali de talie mondială, Stalin și Hitler, a venit peste capul basarabenilor, hotărându-le soarta printr-o mișcare de creion simplu de tâmplar, împărțind Europa în sfere de influență. Pactul Ribbentrop-Molotov, pactul Hitler-Stalin, a însemnat pentru Basarabia începutul unei crime contra umanității și în urma cărei au avut de suferit peste 2 milioane de români basarabeni și bucovineni, cu peste 1 milion de români basarabeni care erau nevoiți să-și părăsească baștina, cu sute de mii de români basarabeni care au fost deportați în Siberia și Kazahstan, cu peste 300 de mii de bărbați care au murit în cel de-al doilea război mondial, cu sute de mii morți pe timpul foametei organizate din 1946-47. Cu părere de rău, nici independența proclamată capătată în 1991 n-a făcut fericit poporul de pe acest plai. Partidele politice și conducerea care s-a perindat în acești ani, promițând că Moldova se va preface într-o Elveție floritoare, nu s-au adeverit. Lumea a fost sărăcită și paralel cu aceasta o parte extraordinar de îmbogățită, niște clanuri susținute de partide politice. Acum Republica Moldova este cel mai sărac, cel mai corupt, cel mai depopulat, cel mai trist stat în Europa. Am rămas fără brațe de muncă, fără tineret, fără copii, fără viitor. Și așa va fi atâta timp cât vom fi separați de neamul nostru. Până acum, deci, avantajele de întregire cu România sunt destul de mari. Vreau să spun că dacă în 1990 România era o țară săracă, la fel ca și Republica Moldova, că produsul intern pe cap de locuitor era ca în Republica Moldova, acum, de când România s-a integrat în Uniunea Europeană, el a crescut de 7 ori. Avantajele de reîntregire sunt mari pentru minoritățile etnice, pentru tineret, pentru pensionari, pentru oameni de afaceri, pentru toți. Vreau să spun că
actul de la 27 martie 1918 n-a fost anulat de nimeni. El este în vigoare și noi, poporul, putem să-l reanimăm. Noi, poporul, putem să ne decidem viitorul. Și această clipă a sosit. Clipa reunirii a sosit. Mă rog, Doamne, dă minte și moldovenilor pentru deșteptare. Trăiască poporul român. Așa să ne ajute Dumnezeu. Unire! 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 Mulțumim frumos! Deci rugăm vorbitorii cei în continuare să fim cât mai succinți ca să încăpem în regulamentul nostru. Deci în continuare, cuvântul oferim domnului Andrei Vacarciuc, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și președinte al Raionului Cimișlia. Vă rugăm frumos! Suntem la centenarul Marii Uniri din 1918, dar nu trebuie să uităm că am mai avut încă două uniri până la aceasta. De la 1600, efectuată de Mihai Viteazu, pe timpurile lui Mihai Viteazu, el a reieșit din forță, fiindcă nu era altă dorință și voință politică ca să unească principatele românești. Desigur că această unire a fost de scurtă durată, fiindcă au fost puse în bătaie interesele clasei dominante și anume a boierilor, care de fapt alcătuiau și guvernările din toate trei principate românești. Ca până la urmă el se ceară ajutor de la împăratul Austriei, care i-a acordat, dar interesele sale mișcându-se spre țara românească pentru a relua puterea, că el o pierduse temporar, a fost mișelește ucis, decapitat și această unire s-a sfârșit cu eșec. Cam mai apoi să mai avem o altă unire în 1859, situația era absolut alta, deci unirea s-a făcut pe cale politică prin înțelegere a celor două divane de la București și de la Iași, s-a găsit persoana respectivă care să fie susținută și divanul de la Iași și de către clasa dominantă de la București. Și în felul acesta s-a efectuat unirea celor două principate, Moldovei și a țării românești, care a durat și durează până astăzi. Despre unirea din 1918 s-a vorbit, vreau în câteva cuvinte să spun despre situația de astăzi. Am fost nespus de bucuros ieri în Piața Marii Odunări Naționale, s-a petrecut centenarul unirii din 1918, au fost prezenți în piață numai puțin de 100.000 de oameni, au fost oameni care n-au fost organizați pe proprie răspundere, cu propriul transport și am fost indispus și prost. Mă simțeam când seara, de acum toate televiziunile care sunt controlate, transmiteau că în piață au fost prezenți undeva în jur de 6-7 mii. Stau prost guvernanții noștri și cei care dețin postului televiziunii. Noi nu mai avem niciun post decât 10 TV, chiar și postul nostru local de televiziune, Media TV, a transmis mai mult, mai detailat ceea ce s-a petrecut în Piața Marii Adunări Naționale. Situația nu e nici pe departe de a fi una bună, deoarece noi nu avem nici puterea paloșului lui Mihai Viteazu, nu avem nici la cârma divanelor a principatelor românești, a cei care au fost la 1859 și sfatul țării din 1918, avem în fruntea statului Republica Moldova o clasă dominantă, o clasă oligarhică care nu-și dorește unire și asta ne-o dovedesc în fiecare zi. Odată cu unirea noi am scăpat de toate problemele, oamenii își vor schimba viața imediat. Eu vreau să vă spun cu toată responsabilitatea că prin 89-90 eu mă gândeam că eu voi trăi într-o țară unificată, într-o țară prosperă, într-o țară
care omul este stimat și omul dorește să locuiască în această țară. Au trecut 27 de ani și Republica Moldova mereu este într-o durere de naștere și nu a mai născut nimic în afară de sărăcie, dezbinare, furturi la nivel de stat și toate negativismele care le avem până astăzi. Noi cred că unica scăpare este ca toți să conștientizăm și participăm la alegeri din toamna anului acesta și să avem reprezentanții noștri în Parlament, altă care nu este, să efectuăm unirea. Și în încheiere vreau să termin cu o notă mai optimistă. Eu am mai spus odată că pe anii 87-88 citeam niște clar viziunea unui indian de religie krishnaistă, care spunea despre, care n-a fost niciodată în Europa și în România, spunea despre România. Este în Europa o țară care se numește România, este în centrul Europei, este o țară frumoasă și bogată, dar cu oameni foarte săraci din pricina unei guvernări vitrege care va fi schimbate în viitorul cel mai apropiat, ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989, și prezicerile acestui indian au viață. România a devenit statul celă care oamenii doresc să trăiască în el. Și mai spune indianul că fericiți vor fi acei oameni care vor locui în această țară și fericiți vor fi acei care vor fi vecinii acestei țări. Haideți noi să fim fericiți înăuntru acestei țări, dar să nu fim vecinii statului românesc. Într-un ceas bun, și cred că numai prin hotărârea noastră tuturora și cu susținerea fraților de peste prut, vom efectua unirea. Mult revenită! Mulțumim frumos, domnule președinte! Și în continuare, cuvântul oferim tinerii generații, Corinei Musteață, președinta Consiliului Raional al Elevilor. Bună ziua! În continuare, vreau să vă recit o poezie pe care am scris-o nu de mult în contextul evenimentelor care au loc acum. Copil amărât, aflat între spini, cu cătușe și lanțuri te-au ferecat, au creat râu de lacrimi, iar păgâni pe-al tău trup mlădios au dansat. Pritau și doine și cântece multe, și grai și poteci brăzdate cu flori, s-au dus mii de slove și file pierdute, dar nu și al mamei sfânt tricolor. Cred că aceste versuri enunță mult mai mult cauza națională nutrită de noi decât orice alte cuvinte. Și în continuare vreau să fac o paralelă cu epigrama care îmi sună în auz în ultimul timp, scrisă de binecunoscutul basarabean Vasile Romanciuc, care sună prut, trup rupt. Cred că o cunoașteți cu toții. Eu, pentru prima dată când am perceput-o, eram doar o copilă ce călătorea printre lumea așezată în chip de vers. Sub glasul stins al bunicii, ce îmi relata o poveste despre un zmeu însângerat care a pus stăpânire pe un frumos regat și l-a fărâmițat, l-a dezintegrat. Pentru mine atunci a părut o poveste de groază, fiind doar o copilă naivă, însă atunci când am crescut mai mare, am conștientizat toată oroarea acestei povești și toată durerea care se ascunde în spatele ei. Astfel, vreau să vă spun că durerea nestinsă a poporului își are leacul doar în seninătatea urmașilor săi. Atâta timp cât există persoane ce știu despre importanța anilor 1600, 1859 sau 1918, care sunt ghidați de glasul eminescian și care își poartă visul suprem în suflet, nu este nimic pierdut, iar dorința va da roade. Dragi colegi de cauză, astăzi este o zi significantă pentru oricare din noi. Am ajuns la interferența dintre trecut și prezent, dintre realitate și vis, dintre mințile lucide ale românismului și cei ce încearcă să stopeze deșteptarea care deja și-a dat roade.
Urmă cu 100 de ani, personalități notorii au înfăptuit cel mai important act, reîntregirea națională. În această clipă, noi trebuie să fim urmașii demni ai săi, a celor care au arătat că unirea este colacul de salvare a unui popor din negura durerii și a uitării. Vă îndemn să plecați cugetul la glasul istoriei, drept viitoarea leagănele societății și să declarați în posteritate că suntem români, că limba care se prelinge dulce prin vene este cea română, că țara în care trăim, România se cheamă. Doar astfel vom putea reconstitui acel frumos regat, falnic, frumos, asupra căruia va plana doar liniștea și pacea, fără de urmele acelui zmeu însângerat. Vă mulțumesc! Bravo! Mulțumim frumos! Și în continuare cuvânt oferim domnului Badea, senator de România, oaspetelor noștri, frați! Vă mulțumesc! Nu vă spun prea multe lucruri pentru că le știți deja și dumneavoastră. Vă spun o singură chestiune. România este pregătită. Depinde foarte mult de ceea ce vor românii basarabeni. Știți cum se spune în Scriptură? Cere și ți se va da, bate și ți se va deschide. De asta este foarte important ca fiecare dintre noi să ducem mesajul la ceilalți și să le explicăm că peste gârlă, în spatele nostru, este o țară foarte bogată, foarte frumoasă. A șasea țară ca mărime din Uniunea Europeană. Limba română se vorbește în Parlamentul European. Și să nu plecăm urechea la ceea ce ne spune propaganda sovietică. Auzeam zilele trecute că în România, se spunea, că minoritățile etnice sunt discriminate. Fraților, vă pot da mărturie și colegii mei care sunt aici din Parlamentul României. Florin Roman, deputat de Alba. Ionuș Ștefan, deputat de Vrancea. În România minoritățile trăiesc mai bine decât populația majoritară. În România rușii au reprezentant în Parlamentul României. Chiar dacă ia numai 100 de voturi, el este acolo. În România ucrainenii au reprezentant în Parlamentul României. În România se alocă zeci de milioane de euro pe an pentru minoritățile naționale ca să își folosească limba în școli, ca să aibă credință în limba lor în biserică, ca să-și păstreze demnitatea de oameni. Pentru că în România sufletul omului contează mai mult decât o lume întreagă. România trebuie să redevină un stat cu importanța pe care a avut-o înainte în Europa. Dincolo de sloganul pe care îl folosim cu toți, și anume că Basarabia e în România, Basarabia e în România. Eu vă spun că Basarabia este Europa. Asia nu a ajuns niciodată aici. Aici suntem în mijlocul Europei la Cimișlia. Nu trebuie să ne fie frică să ne recunoaștem identitatea și forța noastră ca neam în lumea aceasta. Românii au inventat avioanele turbo. Românii au inventat insulina care a salvat sute de mii, milioane de vieți. Nu trebuie să ne fie rușine cu noi înșine. Trebuie să purtăm steagul nostru, trebuie să ne purtăm identitatea noastră până la capăt. Iar la capăt, într-adevăr, vom vedea că fiecare vom avea răsplata noastră. Dumnezeu să ne ajute să ne atinge țelul nostru și nu uitați că aveți în România și în Parlamentul României oameni care sunt gata la orice oră să vă slujească. Bate și vi se va deschide, cere și vi se va da. Doamne ajută! Mulțumim frumos! Unire, frați străini! Unire! 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 Mulțumim frumos! Și mergem în continuare în șirul oaspeților și fraților noștri dragi care ne-au poposit zilele acestea. Avem două frumoase doamne care se vor prezenta singure de la Câmpina Vălenii de Munte și le mulțumim frumos pentru
Prahova și ne mulțumim frumos pentru caldele și frumoasele zâmbete care ne topesc astăzi zăpada de Ziua Unirii. Dragi prieteni, suntem o delegație de la Vălenii de Munte, oraș frățit cu orașul dumneavoastră. Împreună sunt cu doamna profesor Ene Florina de la Centrul Cultural Vălenii de Munte. Eu sunt profesor de istorie Claudia Lupu de la Colegiul Național Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. Suntem extrem de onorați că suntem astăzi alături de dumneavoastră la această mare sărbătoare românească cu o încărcătură emoțională deosebită. Dragi prieteni, acum 100 de ani, la 27 martie 1918, Sfatul Țării de la Chișinău declara în unanimitate de voturi unirea Basarabiei cu România. Se realiza astfel, la 27 martie, visul unei întregi generații, visul lui Ion Inculeț, Pantelimon Halipa, Constantin Stere, care luptaseră pentru realizarea acestui mare deziderat. Vă fac o mărturisire sinceră. Sunt pentru prima dată aici și în momentul în care am trecut prutul, m-am amintit cuvintele marelui poet Grigore Vieru, cel care a fost numit sufletul Basarabiei, răsuflarea Basarabiei, care spunea: sunt oameni care au visat o viață întreagă să ajungă în cosmos. Eu am visat o viață întreagă să trec prutul. Mi s-a părut extraordinar ce spunea Grigore Vieru, că inima lui este împărțită între dorul de mamă și dorul de neam și dorul de țară. Dragi prieteni, vă mai reamintesc că în discursul pe care regele Ferdinand îl ținea în 1918 în fața delegației basarabene, acesta spunea: v-ați alipit într-un moment greu la patria mamă, asemenea unui copil mic, dar cu o inimă mare românească. Trăiască copilul cel mai mic, dar poate cel mai voinic al României mari. Dragilor, Moldova a fost pământul peste care au trecut popoarele migratoare și poate nu întâmplător Dumnezeu a înzestrat acest pământ românesc cu atâta spiritualitate și cu atâta har. Și poate că este datoria noastră să apărăm acest pământ și să realizăm acest ideal național. De asemenea, îmi vin în minte cuvintele istoricului Nicolae Iorga, care la fel a luptat pentru unitatea națională și care amintea cuvintele domnitorului Gheorghe Ștefan, care într-un moment greu pentru Moldova, când fusese sfătuit să-și părăsească țara, spunea: decât să ne părăsim pământul, mai bine să ne mănânce câinii pământului acesta. Poate că ceea ce spunea Nicolae Iorga a rămas ca un testament politic. Deci, fraților, dragi prieteni, să nu părăsim niciodată lupta noastră și să realizăm ceea ce au încercat să realizeze înaintașii noștri. Încă o dată vă mulțumim în numele delegației de la Vălenii de Munte și vă dorim tot ceea ce vreți dumneavoastră în realizarea marelui vis. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Mă aflu în fața dumneavoastră ca reprezentant al oficialităților din Vălenii de Munte, județul Prahova. Vă transmit cele mai bune urări, sănătate, bucurie, multă forță din partea domnului primar Florin Constantin, a Consiliului Local și a Consiliului Județean Prahova. Vă mulțumim pentru ospitalitatea și căldura cu care ne-ați primit la dumneavoastră. Doamne ajută! Din partea autorităților locale avem un mic dar pentru domnul viceprimar, pentru domnul primar, dar îl voi înmâna domnului viceprimar. Este un trofeu dedicat anului centenar, visul dumneavoastră și al nostru să se împlinească într-unul singur. La mulți ani! Unire! 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 Jos hotarul de la prut! Jos hotarul de la prut! Jos hotarul! Jos!
stimate doamne. În continuare ne va vorbi Elena Garaba, profesoară de istorie. Toți cei care gândesc și sunt cu inima română, Dumnezeu a făcut așa că duminică, pe data de 25 martie, am avut această căldură mare în suflet, dăruită probabil că și de cel de sus. Și astăzi din nou, după o zi cu nori și ceață de ieri, azi e soare și lumină. Azi e soare și lumină și în inimile noastre, cei care marcăm o zi deosebită în istoria neamului, ziua unirii Basarabiei cu patria mamă. Cei care cunosc istoria, cunosc și aportul pe care l-a adus generația anilor 1917-1918. În manualele de istorie se spune că politica o fac țările mari, iar țările mici trebuie să folosească toate posibilitățile create și conjunctura istorică în perioada în care trăiesc. Și iată, intelectualitatea noastră din Basarabia, ofițeri în armata rusă chiar, profesori, mari proprietari de pământ, tineri studenți care au cunoscut în tranșeile primului război mondial și acele schimbări mari care s-au produs în Europa în primăvara popoarelor, în a doua jumătate a secolului XIX. Aceste idei i-au înmarepat și s-au întors acasă și i-au chemat pe toți cei care erau de acord cu ideile lor și rosteau nouă dată. Până acum noi am luptat pentru idei străine, pentru că au participat și la evenimentele Revoluției din Rusia, burghezo-democratică, din februarie 1917. Iar acum vă chemăm să luptăm pentru ideile noastre naționale, adică să salvăm Basarabia de urmările colonialismului rus. Când acest popor pătimit a suferit foarte mult, a fost deznaționalizat, a fost create condiții ca să-și uite limba, istoria, neamul, și aceasta era o tragedie. Era plănuit ca acest popor să dispară în genere de pe această palmă de pământ, dar nu s-a reușit, pentru că Dumnezeu e cu noi tot timpul și la greu a fost alături de noi. Și iată acești tineri care au sosit de pe fronturile războiului și de la universitățile din Petersburg, Kiev, Moscova, au organizat primele întruniri ale intelectualității revoluționare. Au încercat să ridice poporul la lupta de eliberare națională. Au creat un partid, Partidul Național Moldovenesc. Au creat organizații de, așa zișii, revoluționari în toate regiunile. Se spune că statul țării n-a fost legitim să voteze unirea. Este o minciună, este un neadevăr. Sfatul țării a fost ales din acești tineri intelectuali, din acești oameni curajoși care nu s-au temut în acele condiții destul de complicate de atunci. Condițiile când Basarabia era inundată de rămășițele armatei ruse care se retrăgea. Regiune sărăcită, pustiită din perioada colonialismului și nu s-au temut. Și iată, această mișcare de unire s-a pornit și de jos. Nu a fost hotărâtă numai de sfatul țării, pentru că zemstva din Soroca, din Orhei, au votat sau au pledat pentru unire. Și în rezultat, la 27 martie, după cum ați auzit, s-a votat acea unire de majoritatea așa zisului bloc moldovenesc, pentru că au fost uniți. Și iată, această unire și-a dus la izbânda de la 27 martie 1918. Și probabil că această faptă curajoasă trebuie să ne însuflețească și pe noi astăzi să ne unim. Pentru cei care nu ne vor binele, ne dezbină. De ce vă chemăm să ne unim, cum a chemat și Elena Alistar de la ședința Sfatului Țării, unica femeie deputată în acest parlament, primul parlament a Republicii Democratice Moldovenești. Și eu, care mă numesc tot Elena, vă chem să fiți uniți
și să luptăm pentru această cauză mare ca să reunim înapoi acest pământ furat și pătimit sute de ani. Vă mulțumim frumos, doamna profesoară. Să sperăm că semințele dumneavoastră pe care le implantați în tânăra generație vor avea efect cât curând. Și în continuare, cuvânt de finalizare va avea domnul viceprimar Florin Berejan. Bună ziua! Sunt cimișlian, sunt născut în Cimișlie, am crescut în Cimișlie. Sper să rămân în Cimișlie pentru o vecie. Vreau să vă spun că în mine curge sânge românesc, ucrainesc, găgăuzesc. Am de toate în mine, dar niciodată nu mi-am pus întrebarea cine sunt. Sunt român. Și să-mi spuneți una. Avem o limbă cu aici și în România? Da ori nu? Da! Să-mi spuneți, vă rog, doinim pe ambele maluri ale Prutului? Da! Da! Și să-mi spuneți ultima întrebare. Sarmalele românești se deosebesc de găluștele moldovenești? Da! Păi unirea este iminentă. Da! Unire! 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 Deci, cu o săptămână în urmă, la Cicurmi în Jir, cu mare bucurie și fast, am deschis o placă comemorativă domnului Cernov, deputat în sfatului țării, care prin votul său, la 1918, a făcut Marea Unire. Și să ne mândrim cu aceasta și să știm că Cimișlia a votat dintotdeauna unirea și a dorit-o. Și acum voi citi, cu permisiunea dumneavoastră, rezoluția mitingului solemn, centenarul unirii 2018. 1. Susținem decizia Consiliului Orășenesc Cimișlia din 16 februarie 2018, prin care s-a votat declarația de recunoaștere a valabilității actului Unirii Basarabiei cu țara mamă, România. 2. Cerem autorităților Republicii Moldova de toate nivelele încetarea intimidărilor și presiunilor care se exercită asupra persoanelor susținătoare a ideii unificării României și Republicii Moldova, considerându-le drept atentate la dreptul de liberă exprimare și încetarea propagandei antiromânești și antieuropene. 3. Solicităm cordial susținerea ideii unificării țărilor românești din partea concetățenilor vorbitori de altă limbă decât cea română, asigurându-le că reprezentanții minorităților naționale din Republica Moldova au doar de câștigat în urma unificării României și Republicii Moldova. Cine pentru această rezoluție? Vă rugăm să o votăm! Cine împotrivă? S-a abținut? Probabil. Unanim! Vă mulțumim frumos! Și cu aceasta unirea probabil că va veni tot din ce în ce mai aproape. Vă mulțumim frumos și celor din sală și celor de pe scenă. Iar în continuare, artiștii noștri cât și oaspeții veniți vă vor încânta cu frumoase numere artistice. Vă rugăm să nu ne părăsiți!